Momentul festiv a fost deschis de primarul Ion Lungu, care a prins în seara de 1 decembrie luminile din bradul de Crăciun instalat pe esplanada Casei de Cultură. La fel ca anul trecut, primarul Lungu l-a avut alături pe Patrick, nepotul său. 3, 2, 1! Bravo! Domnule primar, pentru câte ore ați aprins bradul de Crăciun? Da, pentru al 11 an consecutiv, în aceeași zi de 1 decembrie, la aceeași oră, la ora 17, am aprins lumini în bradul de Crăciun. S-a aprins, practic, oficial luminat ornamental în municipiul Suceava. Am încercat și în acest an să îmbunătățim, să înfrumusețăm orașul nostru în preajma sărbătorilor de iarnă. Sper că în mare parte am reușit, am mai pus alte ornamente noi, le-am redistribuit pe cele pe care le avem. Este tânărul care v-a dat o mână de ajutor în aprinderea brădutului azi. Da, sigur că pentru al doilea an consecutiv am un ajutor de nădejde, nepotul meu Patrick, care este foarte uimit ce se întâmplă în jurul lui. Așa cum ați putut observa, îi place foarte mult microfonul, vrea să vorbească și el. Sper că da. Da, da, lumina, unde? Hai să cântăm, dom-dom, să înălțăm, hai! Am startul colind! Dom-dom, să înălțăm, da, învățăm colind, sperăm că la anul când vom avea peste 2 ani să fim mai evoluați, ca să spun așa, și chiar să avem un ajutor de nădejde în aprinderea bradului. După acest moment festiv, pe scena de pe esplanada Casei de Cultură din Suceava a urcat formația Hara. Mii de suceveni s-au adunat la concertul de colinde și melodii consacrate pentru trupa ardeleană. Concertul Hara a fost întrerupt de un moment simbolic, retragerea militarilor cu torțe pe fundalul sonor al coralei pompierilor militari. După ce corul va intona câteva cântece patriotice, câteva cântece de cătănie vechi, vom vedea deplasarea cu torțe a militarilor pompieri și jandarmi pe niște cântece ostășești, cântece cadențate, cântece vechi, astfel încât ziua de astăzi, eu spun, să se încheie într-o tonalitate pozitivă, într-o tonalitate de forță, așa cum cade bine unui român, unui român care gândește pozitiv. Spuneți-mi, cine va participa la această paradă a torțelor? La parada cu torțe participă militare, pompieri și jandarmi din garnizoana Suceava. Capete de afiș au fost formațiile străine Fun Factory, No Mercy și interpretul italian Francesco Napoli, un cadou din partea organizatorilor evenimentului făcut sucevenilor. E un eveniment care nu poate fi făcut de un singur om, în mod categoric. Am lucrat ca de obicei în echipă și vreau să mulțumesc tuturor pentru că a fost un efort deosebit să lucrez în condiții cu riscuri importante, cu stres major. Nu știam cum va fi vremea, iată că vremea e cu noi, Dumnezeu ne ajută și chiar mă bucur că am putut aduce această clipă de frumusețe la Suceava. Dintre trupele care urmează să cânte, care e favorita dumneavoastră? Cred că toate sunt trupe pe care le-am ascultat foarte mult, cei care am trăit adolescența în anii 90. Sunt trupe care au fost în topuri internaționale și No Mercy și Fun Factory. Francesco Napoli, la fel foarte bine cunoscut de către publicul român. Și cred că e ocazie să-i ascultăm aici la Suceava, poate pentru o dată în viață.
Surprizele continuă și în perioada următoare. De pe data de 6 decembrie, sucevenii se vor bucura de târgul de Crăciun, iar în jurul datei de 15 decembrie, copiii cu minți din Suceava vor primi cadouri, după cum a anunțat primarul Ion Lungu. În ceea ce privește revelionul pregătit de municipalitate, acesta va fi organizat în aer liber, în parcarea complexului comercial Iulius Mul Suceava, primarul declarând că programul va fi unul plin de surprize, care vor fi prezentate la momentul potrivit.